Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro, iar astăzi vreau să vă prezint un rucsac nou prezentat de Camelback în 2017 și lansat ca model 2018. Este vorba despre modelul QD20, care vine, denumirea provine de la capacitatea sa de 20 de litri și care, pe lângă spațiul uriaș pe care îl oferă, integrează și o protecție de spate. Ideea nu este nouă, am mai avut astfel de rucsaci la test, spre exemplu Evoque avea opțiuni similare, însă cel de față este un pic mai încăpător și are mai multe spații de stocare. Haideți să vă arăt, vedeți despre ce este vorba. Avem un buzunar de capacitate mare aici, în care vă puteți ține țigările, spre exemplu. Avem acest buzunar de aici din față. O secundă. Ei. Cer scuze că mișc camera, cam așa arată. Da? Aici puteți să băgați o pelerină sau orice vă puteți imagina voi. Încă un buzunar cu alte protecții în interior și care este destul de adânc. Mai avem un buzunar lateral aici, încă un buzunar lateral acolo. Iar acum voi desface următorul buzunar principal și ia uitați ce am tixit aici. Pompă mare, o cameră mirrorless care este de dimensiuni generoase, să zic așa. Protecția pentru camera și gimbalul cu care filmez. Încă un buzunar aici. Mă scuzați, am doar o mână cu care operez. Trusă de scule, leviere, petice și așa mai departe. Bun, nu s-a terminat aici. Mai avem încă un compartiment pentru apă și bineînțeles și aici se regăsesc alte spații de stocare. Dacă umblăm în spate, vom regăsi un alt buzunar. Bun. Și cum totul nu se termină aici, mai avem încă un compartiment în care vei putea regăsi protecția de spate. Și care este chiar aici. Cred că se vede ceva. Să lăsăm lumina să pătrundă un pic. Iată. Care este chiar foarte groasă și cu siguranță o să-și facă treaba dacă, să sperăm că nu va fi cazul, dar dacă va fi nevoie, poți să știi că ea este acolo. Așadar, spații de stocare cu nemiluita, aici se află și recipientul de apă, după cum ați văzut. Este, bineînțeles, prevăzut cu furtun. Doar sistemul acestuia i s-a atribuit numele de Camelback, la fel ca în cazul Adidas și Xerox. Bun, ce mai avem aici în față? Un spate relativ aerisit, dar nu vă așteptați la foarte mult. Aici avem o plasă ventilată destul de groasă, iar aici se poate vedea mai bine protecția de spate. Un fluier, în caz că vreți să speriați urșii. O curea care vine peste piept și una care vine peste burtă, care bineînțeles că mai are și aceasta un buzunar. Da! Cam atât despre prezentarea noului Camelback QD20. O să puteți să citiți mai multe despre el pe freerider.ro, unde vă aștept cu review-ul complet. Până data viitoare, vă salut! Ciao!